anunț pentru cei care au ieșit la pensie după 1 septembrie 2014. Pensiile vor fi recalculate. La începutul lunii decembrie, în India a fost emisă o circulară cu instrucțiuni pentru angajații care au contribuit la pensii mai mari din salariile efective, însă organismele de asigurări au respins cererea. Detalii pentru cei care s-au pensionat după termenul limite de 1 septembrie 2014 urmează să fie anunțate scrie Indian Express. În urma circularelor publicate anterior cu privire la problema pensiilor, după hotărârea Curții Supreme, din luna noiembrie, Organizația Temploys Provident Fund Organisation, EFO, a emis noi instrucțiuni. Reexaminarea cazurilor angajaților care au primit pensii mai mari pe baza salariilor reale. Directiva a cerut reexaminarea cazurilor angajaților care au primit pensii mai mari pe baza salariilor reale și s-au pensionat înainte de septembrie 2014, dar nu au optat încă pentru o pensie legată de un salariu mai mare la organismul fondului de pensii. Cea mai recentă circulară precizează cât pentru a înceta plățile, dacă este cazul, în ceea ce privește angajații care s-au pensionat înainte de data de 1 septembrie 2014 fără a-și exercita nicio opțiune în temeiul articolului 11.3 sau a schemei premodificate și s-au acordat pensii în urma unor contribuții mai mari, cazurile acestora trebuie reexaminate pentru a se asigura că nu vor primi pensii mai mari începând cu ianuarie 2023. În astfel de cazuri, pensia poate fi recalculată, cu contribuții până la plafonul de 5.000 sau 6.500 de rupii, arată documentul poate duce la acțiuni în instanță. Circulara a ridicat îngrijorări cu privire la beneficiile pensionarilor care au avut de pensii mai mari pe baza unor salarii reale mai mari decât salariul de bază. Oficialii susțin că această circulară cu efect retroactiv ar putea duce la declanșarea unor acțiuni în instanță pe această temă și ar putea duce la întârziere administrative în acordarea pensiilor conform noilor norme. În plus, Orice recuperare a unor sume, care ar putea apărea după o astfel de revizuire în instanță, ar trebui să se facă într-o manieră eșalonată și persuasivă, cred reprezentanții al India EPF Staff Federation.